În cadrul campaniei Ice Bucket Challenge, dubla campioană mondială la gimnastică Corina Ungureanu a acceptat provocarea lansată de primarul interimar al municipiului Târgoviște, Ciprian Prisăcaru. Pe lângă faptul că a făcut donația, sportiva româncă a trebuit să treacă și de testul găleții cu apă. Răspund provocării Ice Bucket Challenge domnului primar interimar Ciprian Prisăcaru și pentru că un gest, trebuie să fie un gest de normalitate până la urmă, nu neapărat cu gheața în cap, dar nu avem ce să facem. Răspund așadar provocării și provoc la rândul meu alte trei persoane, pe domnul Ludovic Orban, pe Monica Roșu și pe domnul Ovidiu Marincea, ca să împletim așa frumos politicul, sportul și cu jurnalismul. Așa că la 1, 2, 3 și... La 1, 2, 3. Hai, lasă-mi vrăjea. Într-un interviu acordat pentru Columna TV, Corina Ungureanu a declarat că, deși nu este împătimită a ideilor americane, campania împotriva sclerozei i-a stârnit foarte mult interes, mai ales că sportivii trebuie să răspundă afirmativ de fiecare dată proiectelor umanitare. A fost o idee bună pe care noi am preluat-o, desigur, din America. Mă bucur că eu nu sunt de acord întotdeauna cu toate ideile pe care noi le împrumutăm din toate aceste sărbători pe care le tot aducem în România, dar această idee a prins, mai ales când este vorba și de această campanie umanitară pentru o cauză atât de necesară sau, dacă vreți, o boală atât de gravă și de grea. Eu m-aș bucura și pe viitor să venim noi românii cu câte o idee. Trebuie să avem pe cineva cu o idee trăsnită să facem astfel de campanii și pentru alte cauze, că slavă Domnului găsim, nu niciun fel de problemă. Și desigur am răspuns fără prompt, imediat, pentru că noi sportivii stăm drepți când e vorba de astfel de provocări și astfel de ordine, le-am spus noi așa. Mi-a venit ordinul la plăiești de aici, de la Târgoviște și eu la rândul meu l-am dat campioane olimpice Monica Roșu și ea mai departe. Pe lângă partea amuzantă, sportiva spune că toți cei care acceptă provocarea trebuie să conștientizeze importanța campaniei. Așa cum am spus, a prins că ești curios să vezi cine a mai făcut-o, nu știu neapărat că e vorba de curaj. Cred că a fost o chestie... haioasă pe care ne-a făcut pe toți să râdem, mai ales când vedem personalități care au făcut acest lucru. Și începem cu Bill Gates, că de acolo a început.